Handbalistele de la Vâlcea au învins pe HC Alba Sebeș și Rapid București și au urcat până pe locul 8 al clasamentului. HC Meș poate continua ascensiunea dacă vor obține al treilea succes consecutiv contra proiectelor de la Dunărea. Avem un moral bun, dar suntem foarte precauți pentru că Brăila este o echipă foarte bună. Sperăm să fie a treia victorie consecutivă. Sunt pe locul 3, acolo le e locul, are o echipă puternică? Da, o echipă puternică, au o echipă cu fete experimentate, joacă, unele dintre ele joacă destul de mult timp împreună și cred că este locul meritat între ele. Cred că niciun meci nu seamănă unul cu celălalt, cred că plecăm cu 6 egale, având în vedere că și noi am avut ultimele meciuri victorii. HCM Râmnicu Vâlcea are ca obiectiv clasarea în prima parte a clasamentului acestei ediții a campionatului. Vâlcencele au jucat până acum 10 partide, din care au pierdut 6 și au câștigat 4.